Situație tot mai disperată în India. Țara se confruntă cu cel mai grav bilanț de la începutul pandemiei. Autoritățile au raportat peste 4.000 de morți în ultimele 24 de ore. Nici la capitolul infectării indienii nu par asta mai bine. Peste 400.000 de persoane noi pozitive pentru a treia zi consecutiv. Vă avertizăm că urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Tragedia cauzată de COVID-19 sufocă India. Până în prezent s-au înregistrat peste 21 de milioane de bolnavi și peste 238 de mii de morți, dintre care peste 4.000 de decedați numai în ultima zi. Sistemul de sănătate indian este copleșit din cauza lipsei de paturi, oxigen și doctor pentru numărul mare de bolnavi. Pacienții mor în sălile de așteptare sau în fața clinicilor pline, înainte să apuce măcar să fie văzuți de un doctor. Mai multe state indiene au anunțat perioade de carantină în ultima săptămână. Cel mai recent stat care a anunțat intrarea în carantină pentru a scădea numărul infectărilor este Tamil Nadu, în care toate magazinele non-esențiale din acest stat, inclusiv cele de băuturi alcoolice, vor fi închise. Restaurantele pot face doar livrări, iar magazinele alimentare vor fi deschise în intervalul 8 dimineața, 12 noaptea. Cu toate că situația este critică, premierul Narendra Modi refuză o carantinare generală a țării, cu toate că mai mulți specialiști au declarat că este singura posibilitate de revenire. Mai mult de atât, Modi crede că țara trebuie să fie salvată de carantină, nu țara de pandemie cu ajutorul carantinei. Premierul cere statelor să folosească această măsură doar ca ultima opțiune și să evite carantina pe cât posibil.